Am cerut încă de vineri clarificarea uh, situației cu uh, Comisia Europeană vis-a-vis -vis de alerta care a fost făcută de uh, italieni și am înțeles că problema acolo a fost că a fost o alertă greșit dată de autoritățile italiene, care uh, odată că au uh, vorbit de laptele de oaie și nu de laptele de vacă și înțeleg că alerta a vizat exact produsele de la Brădeț și nu altele. Comunicarea care a venit de la Comisie a fost prea generală și am cerut clarificarea lucrurilor acestora. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Alerta a vizat greșit inițial. Nu pot să accept astfel de erori care au impact asupra economiei agroalimentare românești.